Salut, prieteni! După o lungă zi de muncă sau școală, avem cu toții nevoie de relaxare. Pentru asta, oamenii obișnuiți găsesc un hobby. Opțiuni, din fericire, sunt multe. Puteți alerga, juca, croșeta sau plimba cu bicicleta. Dar totuși, între noi există oameni care trebuie să facă obiceiuri care nu sunt obișnuite. În general, este mai ușor să vezi totul cu ochii tăi. Deci, acomodați-vă mai bine și atenție la monitor! Shridhar Chilal. Uneori recordul mondial este precedat de mulți ani de pregătire și muncă silnică, dar tot ce era necesar în acest caz a fost mai mult de 60 de ani de răbdare, limitare și o poveste ciudată din copilărie. Când Shridhar Chilal era un copil, odată profesorul l-a pedepsit foarte mult. Aceasta s-a întâmplat din cauza faptului că el și un prieten au rupt accidental o unghie pe care profesorul o creștea de foarte mult timp. Copiii nu înțeleseseră de ce au primit o astfel de pedeapsă, dar profesorul a spus: până nu încerci să crești unghii lungi, nu vei înțelege despre ce este vorba. Un copil obișnuit ar fi venit probabil acasă, s-ar fi plâns părinților și ar fi uitat. Dar eroul nostru nu era un copil obișnuit, pentru că a decis că nu-și va mai tăia niciodată unghiile de la mâna stângă. Și așa că în 2016, 64 ani mai târziu, a intrat în cartea recordurilor Guinness ca proprietar al celor mai lungi unghii din lume. Lungimea lor totală a fost de 996 cm, dar lungimea celei mai lungi unghii de la degetul mare avea 198 cm. Unghiile lungi literalmente otrăveau viața bărbatului. Mâna stângă nu era funcționabilă de fel. Dar 9 metri de unghie era o povară pentru bărbat. El cu greu putea să doarmă, deseori se sufoca, de aceea nu este nimic de mirare căci 2 ani în urmă, Shridhar a luat o decizie foarte serioasă, de a-și tăia unghiile. Astăzi le poți vedea într-unul din muzeele din New York. Tran Van Hai. Vai ce pălărie mare, frumoasă și ușor ciudată veți spune voi și veți fi greșiți, deoarece nu este o pălărie, prieteni. Toată aceasta este păr, este greu de crezut, dar lungimea normalului de lux al eroului nostru este de aproape 6 metri. Înainte de a ieși din casă, Tran Van Hai își rotește părul în jurul capului și apoi îl acoperă ca o pelerină de stofă. Toată această construcție încarcă foarte mult gâtul și coloana vertebrală. Cu toate acestea, Tran avea mai mult de 50 de ani pentru a se obișnui cu astfel de viață, deoarece bătrânul nu și-a tăiat părul în tot acest timp. El pur și simplu trăia, iar după a observat că și la frezerie îi se agravează starea de sănătate. Acest lucru a fost suficient pentru a face o concluzie destul de interesantă. Exact în păr se ascunde toată puterea vieții. Jay. Priviți acest tip. El este Jay și el nu și-a spălat dinții aproximativ 20 de ani. Ceea ce consideră că la momentul filmării videoclipului cu el, vârsta tipului avea 21 de ani. Aproximativ vorbind, nu a atins o periuță de dinți toată viața. Cum s-a întâmplat asta? Deci, când Jay era un copil, părinții lui nu l-au condus la baie, nu l-au forțat să se spele pe dinți și să folosească firele speciale. Între timp, lipsa igienei s-a transformat într-un obicei prost. Dragostea de dulciuri și apă gazată nu au îmbunătățit situația. La un moment dat, Jay a observat că se teme până la moarte de stomatologi. Credem că tipul are mare noroc. Dacă nu a fost niciodată la medic, atunci cumva într-un mod incredibil a reușit să nu se confrunte cu durerile de dinți. Și apropo, această istorioară este cu un final fericit. La vârsta de 21 de ani, Jay a decis că este timpul să schimbe ceva. Băiatul s-a îndreptat la un reality show britanian numit Îmi este rușine de corpul meu. Stomatologul a făcut o treabă extraordinară și în cele din urmă i-a dăruit lui Jay un zâmbet minunat. Margaret. O minută de informație înainte de a vă face cunoștință cu următoarea eroină. Există un astfel de lucru ca apiterapia, această zonă a medicinei alternative care folosește albine pentru a combate maladiile. Acolo participă toți derivații acestor insecte. Miere, polen și ceară, dar cel mai mare lucru în această terapie este veninul de albine. Istoria lui Margaret a început destul de inofensiv. A decis să apeleze la apiterapie pentru a-și ușura artrita și a cumpărat stupuri și a început să producă albine, iar uneori prindea una-două pentru a se înțepa.
Prima dată, după spusele femeii, nu era atât de dureros după cum credea. Fiecare înțepătură de albină a devenit mai ușoară, până când cele de urmă Margareta a devenit dependentă. Astăzi o poți numi cu siguranță omul care crește albini doar din plăcere. Rudele își fac foarte mari griji, deoarece Margaret zilnic se înțepa cu câte 15 albine. Doar imaginați-vă câte albine au murit timp de 10 ani de dependență. Ayana Williams. Necătând la faptul că astăzi am arătat deja un om cu unghiile foarte lungi, pur și simplu nu pot trece pe lângă Ayana Williams, pentru că această americancă este proprietatea celor mai lungi unghii printre femei pe ambele mâini. Pentru a crește aceste unghii, eroina noastră a început în urmă cu 24 de ani. Ea este nevoită să fie foarte atentă, are foarte mare grijă de unghii, dar în viața de zi cu zi ele practic nici nu o încurcă. Ea gătește, spală, face curat, doar că se teme să apară în fața multor oameni, deoarece unghiile sunt foarte fragile. Păstrează o distanță de 5 metri cu străinii. Așa cum ați observat, unghiile Ayanei sunt foarte perfect drepte, deoarece are grijă de ele și folosește un întăritor special. Singurul dezavantaj al acestei frumuseți este lacul de unghii, deoarece lungimea unghiilor sale depășește 60 cm. Dar aceasta nu este totul. Ayana mai este și deținătoare de cele mai lungi unghii la picioare. Femeia nu este tânără, are diabet zaharat, iar unghiile de la picioare o încurcă să facă cât mai multă mișcare pentru un mod sănătos de viață. Se pare că totuși frumusețea necesită sacrificiu. Sadhu Amar Bharati. Încercați chiar acum să ridicați mâna deasupra capului și vedeți cât timp veți putea să vă mențineți. La sigur, peste câteva minute, cineva va renunța. Cei mai durabili vor rezista 5-10 minute. Dar este destul de straniu să înțelegem că un indian pe nume Sadhu Amar Bharati nu și-a coborât mâna dreaptă mai mult de 40 de ani. Până în 1973 a trăit o viață obișnuită, bărbatul avea familie, muncă și chiar și o casă. Cu toate acestea, Sadhu a decis să se refuze de toate pentru a se dedica lui Dumnezeu. Mâna ridicată este un fel de cina, un semn de smerenie și renunțare la păcate. Deși unii susțin că Sadhu a ridicat mâna pentru a protesta împotriva războaielor mondiale, în orice caz, dedicarea bărbatului nu poate să nu ne uimească. De la început a trebuit să îndure durere, mușchii au devenit amorțiți și obosiți, dar în final mâna s-a atrofiat. Astăzi bărbatul nici nu o mai simte. Băiatul cu părul murdar. Iar la urmă, cel mai interesant, adică am vrut să spun cel mai murdar. Ce se va întâmpla cu o persoană dacă nu-și va spăla părul timp de 3 ani? Răspunsul este evident, nimic bun. Dar să puteți privi starea părului după ceva de genul, puteți chiar acum. Deci, cam atât, prieteni. Nu uitați să vizitați stomatologul, să aveți grijă de igiena voastră și să vă tundeți. Pe curând! Prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să mă susțineți cu un like, share și un subscribe. Cu voi a fost Dani, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou episod.